La un timp, rușii le-au luat cai, le-au luat căruțe, le-au luat și hainele de pe ei, dacă vedeau că au haine bune, și ele le luau. Nu le mai putea, nu le dădea voie la apă, fără escortați. Și într-un grup, nu se meargă de unul sigur la fântână. Că-i bătea unul Valoghe de omora acolo. Arunca după ei cu un lacăt mare, zicea bătrânul, legat cu un lanț și cu ăla arunca, îi pălea pe câte unul, ei nenorocea. Și mai bine mergeau 2-3, dar cu acceptul lor, să meargă la fântână să-și ia apă. Nu mai aveau din ce trăi și-au vândut tainele la ruși, pe mai nimica. Au rămas goi, au rămas... Au început lucrările la colhoz, cum le numea acolo. Îi lua, îi obliga să... Să lucre. Dacă le aducea ceva de mâncare acolo în câmp, le aducea, dacă nu, asta era. Și îl băgau cartofi în foc, în paie, că nu erau lemne. Și mai mâncau floarea soarelui și mai mâncau... Erau într-un hal nehal, ce să zic. În ce s-a întâmplat, i-a pălit tifosul. Și apoi începe să moară. De nu mai reușeau să-i mai îngroape. Astăzi îngropau unii alții. Ca în aceștia 2 ani petrecuți acolo, au fost iadul pe pământ pentru ei. Pentru toate etnia română, cât și pentru evrei. Și când rușii au cedat, adică nemții au cedat, n-au mai putut învinge, să meargă mai departe, scopul lor era să ocupe Rusia, să ocupe Japonia, să ocupe alte țări. Datorită americanilor și ăștia la... s-a schimbat situația și au reușit să retragă înapoi nemții și acolo au fost pe el mai mare de ciudă, de ură. Nemții au început să puște, dacă vedeau, pe soțialul tatăl meu, da. O luat-o de lângă el și au vrut să se, da, mă rog, să profite de ea. Tata s-a opus, i-a tras, i-a pus pistolul în cap și l-a omorât în față de copiii acolo. Tata a încercat să ia apărare, i-a dat cu rangă peste picior. Până în anii ăștia au suferit cu cănul, nu a fost tratat acolo, nu a pus în ghips, l-a legat el cu ceșul, l-a știu, cu sfor, cu ceva. Și a început să... Vara era mai greu, că noi, da, eram o familie care eram conștienți, eu personal îl tratam, îl curățam ca să... Vara era ceva neplăcut, adică e curat de acolo, din picior, da, da. Niște probleme, nu, ce să mai zic. Și tata s-a recosătorit după aia? Când a venit de acolo, că a murit și ei lans copii acolo. Copiii lui? Da, a venit în 44. În 44 l-a luat pe mama mea. Câți copii au avut atunci cu prima? 3. Trei. Acolo i-a murit tata, acolo i-a murit neamuri. El i-a îngropat, îmi povestește că nu mai reușea să mai îngroape. Vinea, o murit și ălalalt. Săpa, tăiau cu săcurile, că era pământul înghețat. N-aveau scule să le facă, nu îi băga cu... Dacă avea persoana respectivă o haină să puie pe el ca să-l îngroape, dar nu să le facă... Să le facă obiceiul, să le facă cum era tradiția, să le pui, să le îmbrace și să fie așa cum un sicrie și nu acolo la grămadă îi așeza, indiferent că era femeie, bărbat, nu știu ce. Încercau să trăiască și ei, că n-aveau, nu mai puteau. Pentru două cepe au împușcat și bărbatul și femeia. L-au obligat să sape singur groapa și au făcut o groapă comună, cum au reușit, și l-au pus pe marginea groapei și i-au tras și pe el și pe nevastă sa. Și atunci i-au aplicat mai mare, de nu mai aveau curaj să... Ce le da Dumnezeu pe o zi, aia mâncau de multe ori. Sau multe ori răbdau, ieși în pace copiii cu ce puteau, cu... un cartof, cu ce rămânea rușile, mai dădea câte ceva, ce nu folosau ei, câte o bardă, câte nu știu, povestea bătrânul că
O fost cea mai mare suferință din viața lui. De acolo le-a rămas o tristă amintire, o, cum să spun, când își aduceau aminte de trecutul ăla, plângeau și își aduceau aminte de părinți, de frați, de rude, că s-au dus atâția inși acolo și s-au întors o mână de oameni. Câți frați au fost? Au avut tata, 2, soră, o 3, 4, 5, 6 nepoți. Și toți au murit, toți frații. O mai vinit o soră, o mai vinit o soră și un frate. Restul acolo muritor.